Viol la o petrecere de majorat într-o localitate din județul Argeș. După ce au petrecut împreună, doi tineri au violat o fată de 19 ani. Cei doi tineri, unul de 18 ani și altul de 17 ani, din orașul Topoloveni, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști și sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de viol. Potrivit anchetatorilor, aceștia au sărbătorit duminică împreună cu mai mulți prieteni, printre care și victima, într-un bar din Topoloveni. La finalul petrecerii, cei doi au convins-o pe tânăra de 19 ani să meargă împreună acasă la unul dintre ei și să continue cheful. La locuința băiatului, cei doi au propus să întrețină relații sexuale, dar fata a refuzat. Utilizând forța, băieții au violat-o pe fată. Parchetul de pe lângă judecătoria Topoloveni urmează să propună împotriva tinerilor și alte măsuri preventive.